Da. Mănăstirea Văcărești. Ctitoria familiei Fanariote Mavrocordat. Fanarioți? Da. Păi, ăștia nu erau răi? Erau. Sigur că erau, dar... Poate că ziceau și atunci, furăm noi, dar mai facem câte ceva și pentru țară. Și să știi, Nicolae Mavrocordat, ctitorul, a fost un om extraordinar de cult. Mă rog, dacă spui tu. Chiar așa spun. Mănăstirea a fost însă terminată de fiul său, Constantin Mavrocordat, și a fost, la vremea respectivă, cel mai important lăcaș de cult în toată creștinătatea ortodoxă răsăriteană. Cu atât mai mult, cu cât în vremea aceea țara românească era sub dominație turcă. Mișto. Mișto, da. Să iei tot așa. În plus, avea tipografie, școală de limbă greacă și o bibliotecă. O bibliotecă ce depășea în foarte multe privințe cele mai de seamă biblioteci din Europa vremii. Sigur că n-ai știut, nimeni nu știe asta. Și atunci, demolarea ei. Nu este o crimă? Ba da! Și încă una perfectă. O crimă perfectă, pentru că s-au acoperit de hârtie. Au făcut totul ca la carte. Ceaușescu, nu? El a dat ordinul. Dar mănăstirea au demolat-o cei din jurul lui. Slugile! Și noi toți, care n-am făcut nimic, am preferat să ne uităm în altă parte. Am uitat că suntem creștini, ortodoxi. Ați fost niște lăbari.